În episodul de astăzi de Minecraft One Block vom face o fermă automată de iron. Pentru că știți și voi foarte bine problema noastră cu iron-ul, nu prea avem. Înainte să începem episodul, apăsați și voi acolo butonașul acela de like, abonați-vă la canal dacă nu sunteți abonați și să trecem la episod. Deci după cum v-am spus, în episodul de astăzi vom face ferma de iron. Și trebuie să mai mulțim villager prima oară, deci ce faceți toți? Sunteți bine, sănătoși, luați niște morcovei de aici și înmulțiți-vă, făceți-vă mai mulți pentru că am nevoie de foarte mulți villageri. Bine, pentru ferma asta am nevoie doar de 3 villageri, însă trebuie să mai rămână villageri și aici. Din câte știți, avem nevoie de un name tag. Însă pentru un name tag am eu o soluție, dar asta o vom face după ce vom face ferma de iron. Și acum să vedem unde facem ferma de iron. Eu mă gândeam să fac undeva ceva mai jos. Gen, să nu fac la nivelul ăsta, să fac la un nivel puțin mai jos ca să-mi fie ușor să duc villagerii. Dar haideți că vedem. Însă, prima dată știți ce am nevoie? De iron. Pentru că, da, eu vreau să fac o fermă de iron, dar n-am iron, măcar să încep ferma. Pentru că, din câte vedeți, am doar 3 bucăți de iron ingot și eu am nevoie de puțin mai multe. Mai exact de 5, ca să pot să fac măcar un hopper, cel puțin un hopper. Deci asta înseamnă că înainte să ne apucăm, trebuie să mai stăm puțin AFK aici. AFK, să mai spargem puțin aici, că nu stăm AFK, suntem la calculator că trebuie să spargem. Așa că, haideți să-i dăm bătaie. Mamă, dăm prima așa un chest. Haide mă, de ce? De ce nu mi-a dat și mie sugarcane? Că eu încă n-am făcut rost de sugarcane. Dar cu cactusul ăsta am o idee. Am o idee de a face rost de foarte mult bone. Dar nu în episodul de astăzi. What the fuck, Phantom? Bă, mi-au... nu, am crezut că mi-a luat calul la bătaie. Dar eu nu am arc. Unde mi-e arcul meu? Apare n-am arcul la mine, dar văd că oricum de Phantom ăsta se ocupă znomenii. Și stai, vino. Bă, da, nu pot să-i dau hit. E bine, el oricum, gen, de câte vedeți, ia foc pentru că e zi, dar... De ce nu vrei tu să cobori? Haide. What? Bă, ce cale... E prima dată de când mă joc Minecraft când văd asemenea cal. Bă, ce... Stai așa că n-am loc în inventar, să înguleș eu puțin inventarul. Că mi-a dat aici o specie de cal. Ok, descrieți-mi în comentarii care e faza cu calul ăsta verde. Gen, e cal zombie? Sau e lovit de fulger ceva? Că gen seamănă cu celălalt care e scheletit de acolo. Sau cel puțin așa îmi dă mie impresia din câte mă uit la el. Bă, dar e mișto verdele ăsta. Și stați așa să văd că mi se pare că mai am un lead. Că legă și pe el după undeva aici. Da, perfect, mai am un lead aici. Haide, vino cu a, uite, te leg aici. Stai și tu aici. Ho, golden carrot, asta e nou. Asta e nou, e ok. Uite, albinuțe, bă, n-am o floare la mine, stați așa, albinuților, să iau repede o floare, unde-i mă? Unde ești, măi? Unde s-a ascuns ăsta? Unde s-a ascuns villagerul meu? Nu tu? Tu! Vino cu-a, gata, mersi frumos, am luat 6 flori, dar n-are nimic. Dă-le încoa să fie primite, ok, sper că n-a fugit albinuțele prea departe. Sau? Bă, s-au dus oare aici? Nu au venit aici, aparent, dar unde s-au dus? Ah, uite una, hei, vino cu-a. Vino, așa. Hai după mine, dar unde-i cealaltă? Cred că s-a dus pe sub insulă. Haide, vino aici. Nu poți să intri? Stai puțin, gata, hai. Gata, stai aici. Aparent nu cred că mai e nimeni aici cu tine. Cred că ești singurică, dar nu e nicio problemă. Pentru că ești înconjurată de flori. Poate să mai aduc vreo prietenă. Ia să-ți oare reușim să vedem pe cea... Da, uitați-o unde. Bă, văd că... nu cred că pot să o mai aduc înapoi. Da, poate ne mai dă încă una. N-aveam eu flori la mine să le prind pe amândouă. Mama, astea sunt alea nebune. Bă, stai, lăsați-mă. Vreau albinuțe normale, nu de-astea nebune ca voi, da? Voi plecați de aici, că n-am nevoie. Hai, valea. În sfârșit, asta căutam, ironul ăsta. Dă-te așa căluț la o parte. Gata, și acum vom avea 5 iron ingot. Iar albine de-astea. Nu mă mai înțepați. Nu mai vreau să mă mai înțepați că îmi dați poison și nu e bine. Îmi dați efect de la. Hai că de data asta le-am făcut față cu brio, nu mai m-a înțepat niciuna. A,
haide, bă, bă, unde mi-este Sugar King-ul tot așteptat? Că nu mai vine. Da, mă rog, haide să lăsăm așa și să ne apucăm de ferma noastră de iron, pentru că trebuie să ne facem și armură, că din câte vedeți nici armură nu avem. Suntem în fundulețul gol. Bă, auziți? Voi v-ați înmulțit că, gen, eu nu vă văd pui. Unde să-i amici? I-ați băgat în chest? Hai că i-ați băgat, dacă e. Sunteți tot patru, voi trebuia să fiți mai mulți. Bă, unde sunt ceilalți? Sau nu s-au înmulțit? Eu v-am dat morcov degeaba, să știți că sunteți răi. Da, că mi-ați luat toți morcovii. Acum trebuie să aștept iar o oră să-mi crească ferma de morcovi. Bun, prima oară trebuie să facem rost de materiale. Avem nevoie de ceva materiale și vreau să facem ferma asta pentru că știu că o să avem nevoie de lavă și trebuie să o facem din cobblestone. Adică să nu mai facem din lemn, nu neapărat din cobblestone. Și nu mai știu unde am pus eu găleata aia de lavă. Ia să-ți zice că poate parcă am pus-o pe aici, pe undeva. Ok, am găsit-o aici, luăm găleata asta de lavă, luăm și găleata asta de apă și haideți să ne facem un generator de cobblestone. Dar unde să-l facem? Bine, automat că dacă facem un generator de cobblestone, trebuie să-l facem și într-o zonă cu cobblestone. Deci vom lua cobblestone-ul ăsta pe care l-avem deja și vom face o foarte mică platformă. Dar nu știu unde să o facem. Haideți că o facem, uite, aici, puțin mai retrasă de ce avem noi acolo, că oricum aici chiar că nu avem deloc lemn. Haideți că am făcut treabă. Nu trebuia să astup blocul ăsta. Trebuia să astup cu un bloc mai jos. Da, am făcut treabă. Ce? Deci, mare noroc că mai avem încă o găleată de lavă. Gata. Știu că nu e cel mai eficient generator de cabel, pentru că din câte vezi mult cabel se duce în lavă, dar totuși cât de cât acolo e ok. Și în plus, ca să fac generator de la altul mai eficient, nu am hopere. Pentru că dacă aveam hopere, era forță, că se ducea cam 95% din cabel sau nu se ducea în chest. Se ducea în hopere și din hopere în chest. Gata, mi-am făcut și eu un loc, uite, să stau aici ca să iau și eu blocurile. Și pun eu bucata asta de obsidian aici. Și acum îi dăm tat. Ok, avem aproape toate materialele de care avem nevoie, iar acum haideți să ne apucăm de treabă. Deci vreau să fac ferma asta de iron undeva aici. Vom merge, cred că vreo 10 blocuri în direcția asta. O vom face la nivelul ăsta ca să ne fie nouă mai ușor. Deci fix aici va veni zombiul. Aici va sta el. Bun, iar acum în fiecare direcție, în partea asta, în partea aia și în partea aia, vom face și locul unde vor sta villagerii. Ok, și din câte observ nu ne ajunge geamul, trebuie să mergem să băgăm și red sand-ul ăla pe care îl mai avem la prăjit, pentru că mai avem și 41 de bucăți de red sand, deci o să-l băgăm la prăjit ca să avem suficiente geamuri, măcar să facem ferma aia de iron. De fapt 49 de bucăți de red sand, forță! Da, să mai punem niște charcoal aici, gata. Iar aici, în fiecare asta, vom pune câte un pat pentru villager, deci avem 3 paturi și vom pune câte un pat în fiecare. Aici vor sta villagerii, iar aici, din câte am spus, vom aduce zombiul. Am terminat și asta pentru villagerul de aici. Iar acum nu ne mai rămâne de făcut decât să facem platforma de deasupra. Este o fermă simplă, gen simplu de făcut și cred că ne va produce suficient iron, pentru că nu avem nevoie nici de foarte mult iron. Apropo, dacă vreți și voi să faceți ferma asta, găsiți designul fermei în descriere. Bun, iar acum trebuie să facem noi fix aici o platformă în felul următor, de 7 blocuri. Deci avem 3, 4, 5, 6, 7 și 3. De 7 pe 3. Mai exact. Bun, opa, n-am vrut să pun asta aici, scuză-mă. Iar aici cu un bloc mai sus mai trebuie să facem încă o platformă mai lungă. Nu, ia fiți atenți, nu trebuie să facem platforma asta acum pentru că prima oară trebuie să aducem villagerii, că după îi băgăm foarte greu. Ia stați așa, dacă tot să facem noapte, stați așa că vreau să scot eu rapid niște villageri de acolo. Dar repede, rău de tot, trebuie să-i scot, că se face noapte. Am nevoie de o barcă rapid, sper că nu s-au pus în pat, deși cred că s-au pus în pat pentru că nu-i mai văd pe aici pe în zonă. Sper să nu sunteți în pat, este, da. A, ba nu, uite că voi nu v-ați băgat încă la somn. Să luăm pe ăsta, nu, uite, pe ăsta trebuie să... Dă-te mai jos din pat. Stai mă, nu mai fugi, uite, a spawnat un iron golem. Mamă, forță dacă a spawnat un iron golem deja. Bă, ce te tot învârți? Ia uite-l ce se învârte. Gata mă, s-a pus și el în pat. Hai, ce să facem, dormim și noi acum. A, păi s-a spawnat un zombie, mă. Unde e? Uite, la acolo s-a spawnat și de-aia o spawna și iar un golem. E bine, să stea iron golemul ăsta aici. Bine, că după o să-l bat ca să iau ironul, dar nu mai contează. Bă, ia uite-l, mă, vrea să intre în casă. Bun, haideți să-mi iau un villager de care am nevoie să iau de acum. Ia, stați așa. Deci pe Wanda nu vreau să-l iau, pentru că oricum am spart ăsta și am pierdut villagerul ăla cu mending, pentru că n-am făcut niciun trade cu el. Da, forță rău de tot. Uite, îl iau pe ăsta. Hai, ieși afară. Lasă-l să iasă afară. Vino măi afară, mă. Hai, vino cu. Haide, măi. Dădeți-vă că vreau să... Bă, e...
Așa, perfect. Stai, gata, mă. Asta zic, tat. Hai, acum să ieșim repede afară. Stai că trebuie să întorc, să pun slab-ul la loc. Să pun gardul la loc. Perfect, și acum hai încoa. Știți care e chestia? Că avem nevoie de o meserie să-i pună ăstuia acolo ca să se ducă singur. Pentru că eu nu o să reușesc să-l împing acolo și mi-e tare frică acum să nu cadă în void. Mamă! Nu! Stați că e problemă. Trebuie să bat zombiul ăla neapărat. Să nu se ducă la villager. Bun, hai. Vino cu-a. Ușor pe aici, ușor că e riscant. Așa, gata. Bun, iar acum tu trebuie să vii. Uite, o să te duci fix acolo. Gata, boss, acum du-te acolo, hai. Uite-l, mă, unde vrei să te... Ți-am pus eu deja. N-am cu cine să mă înțeleg. Nu. Nu te duci acolo. Nu, vino înapoi. Hai, vino cu-a, că, bă, stai o meserie. Hai, vino aici. Boss, lasă barrel-ul ăla. Nu există barrel-ul ăla, gata. Gata, nu mai există barrel-ul ăsta. Așa, bravo. Asta zic, tată, du-te acolo. Hai, du-te, brav. Aia zic. Vezi, mă, că ești băiat de treabă. Hai, acum dă-te la o parte să sparg eu ăsta. Gata, așa cu tu vei sta aici. Ia să vedem care este următorul pe listă. Haideți. Tu te iau pe tine, Wanda. Hai, Wanda. Urcă în barc. Oricum tu nu-mi dai nimic. Dar n-am loc să ies. Stați așa că trebuie să-mi... Bă, dă-te. Ia uitați, s-au urcat amândoi. Mă, nu. Nu, că nu vreau să lovesc pe el. L-am lovit, ce să mai... Din greșeală, boss, scuză-mă. Ok, bă, nu, te duci sus. Tu ce? Tu ești Judith? Hai, vino cu-a, urcă în barcă, te rog, că nu mai contează oricum cine să urcă sau cine nu. Tu, hai, urcă în barcă. Nu te duci jos, urcă în barcă, măi. Hai, mă. Uite-l, mă, că nu vrea. Hai, boss. Nu, că tu oricum, tu ești ăla, nu știu, tu cred că ești cel mai depresiv, că tu stai aici sus în colțul ăsta, nu știu ce vrei. E vreo meserie pe aici pe care vrei să ui? A, cred că e meseria asta. E butoiul ăla, berlul ăla. Păi băga-mi-aș gura tău. Nu vrei tu să urci în barcă. Bine. Nu vrei, nu? Ba, uite că vrei. Stați așa că trebuie să demolăm puțin pe aici dacă... Gata, și acum stați așa. Stați că trebuie să sparg barca, sper să nu-l lovești și pe el. Gata. Acum... Bă, nu. Nu, vine înapoi. Hai, mă, vină înapoi. Măi, ai meserie aici. Stați așa, că trebuie să-l aduc mai aproape. Așa. Bravo. Nu, deci, bă, de ce? De ce s-a dus acolo? De ce? Că eu nu m-am gândit că trebuie să astup și astea. Că nu m-am gândit că sunt atât de... Bă, păi uite-mă că făcusem platforma aici. De asta n-a avea loc să se ducă. Dar de ce? Ce a vrut el să facă? De ce a luat-o în direcția asta? De ce? Că nu pot să-l înțeleg. Ha, villagerii ăștia, cam complicat cu ei. Hai, mă, ieșiți toată lumea afară, că vă... Uitați că se îngrămădesc acolo. Hai, mă, luați, așa, scoateți inimioare. Dar nu mă amulțiți-vă, că vreau și să am doi villageri aici și să duc doi în partea cealaltă, ca să fie treaba. Uite, de ce ești nervos? Oare nu le ajung paturile? Da, foarte frumos, mi-au scăpat doi villageri de aici. L-am luat și eu pe ăsta, că după câteva zeci de minute mi s-au mulțit și mie villagerii. Deci, băi, nu știu ce durează atât, eu nu înțeleg sistemul ăsta de la Minecraft. Nu, sincer, nu pot să-l înțeleg. Bă, pe survival, imediat, cum mi-am adus doi villageri când a fost să-mi fac eu acolo ce aveam nevoie, am început să-i mulțesc, să le dau mâncare, băi, imediat s-au mulțit. Ei, aici, de n-am stat, de mi-a venit rău. Și după ce că abia mi s-au mulțit, au mai ieșit și afară. Bine, băia care i-au ieșit afară, au ieșit doi. Unul nu știu unde s-a dus, e că pe unul acolo și pe unul l-a zis acolo. Pe ăla o să-l iau și să-l aduc aici. Și acum, stați așa, gata, hai, du-te acolo. Unde te mai duci și tu? Sper să nu mai pici în void, te rog frumos. Hai, ușor. Nu, pătă, hai, mă, de ce? Uite că s-au luat, bă, nu, că e imposibil să înțeleg mie acum. Nu știu ce se întâmplă, de ce te-ai dus aici? Aveai meserie aici. Ok, și încerc să-l bag aici. Sper să nu dau fail. Dacă am dat fail, bă, eu sper să iasă doar unul. Ia stați așa. Să mă asigur că el intră aici, că nu mai iese. Gata, aici trebuie să vii. Nu știu care dintre voi. Hai, ieși unul.
Hai că au loc dacă e. Hai, du-te, du-te, du-te. Du-te, du-te, du-te. Da, 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 du-te. Hai, 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 continuă, continuă, continuă să mergi. Continuă să mergi. Gata, Q-metri. Te-am prins. Nu mai. Gata, s-a terminat. Gata cu scandalul. Nope. Bă, n-am vrut. Na. Nu, 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 nu. Nu. Vino, te rug frumos înapoi. Hai, hai. Aia zic. Gata, dă ăsta încoace. Stai aici, potolit. Ok, pe care luăm? Luăm, uite, pe ăsta de aici, care... Unde s-a dus ăsta? Ah, gata, boss, hai, treci în barc. Hai, mă, urcă-te în barc. Ia uite-l că nu vrea. Bă, ia uite-l că stă pe barcă el, bă. Hai, mă, odată. Haide, urcă în barcă. Bă, dar dă-te, mă, jos după asta, bă, că nu... Așa! Bă, deci credeți-mă, mă enervează să lucrez cu villagerii, sunt prea tembeli. Tot ce sper eu acum e să funcționeze ferma asta de iron, pentru că dacă nu funcționează, aia e, atât s-a putut. Hai, mă. Bă, ăsta de ce nu vede așa, așa? În sfârșit. Sper să se ducă bine. Bravo. Hai. Nu, lasă-l pe ăsta, urcă. Haide, man, urcă. Uite, hai că-ți fac loc, dar te rog nu sări în void. Opa, nu, 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 stai, gata, hai, hai, du-te acolo. Așa, bravo, hai că mai ai foarte puțin. Haide, te rog frumos că mai ai foarte puțin. Mai ai foarte puțin, haide, haide, haide-mă odată, gata. Asta zic, tat, asta zic. Hii. Nu, 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 tu, du-te acolo, du-te acolo. Și ăsta, deci uitați-vă ce... Mamă, stați așa, stați așa că a venit zombiul ăsta aici. Nu. Nu! Pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici. Hai, fugi, fugi acolo. Ce să facem? Stăm și noi. N-avem ce să facem. A început și să plouă, forță rău de tot. Bă, dar oare el nu vede astea aici? Hai, bă, du-te, bă, acolo, bă. Haide, bă, te rog eu. Du-te, bă, nu mai îmi face nervi. Deci stau 2 ore să bag 3 villager și nu pot, mă, nu se duce ultimul. Haide, bă, vină cu a. Ha, dă-i, dă-i, tată, dă-i, dă-i, dă-i. Bravo, mă. Bine, bă, tată, bă, ești, bă, ești numărul 1, bă, ești numărul 1. Bravo, mă, vezi că se poate. În sfârșit am scăpat de toți. Sau, bine, i-am prins pe toți aici și i-am bubuit cu un creeper. Am astupat eu aici cum am putut. Dar, bă, cel mai important este că, bă, sper că nu s-a despaunat zombiul ăsta de aici. Sper că nu s-a despaunat. Dacă s-a despaunat, nu s-a despaunat. E bine că nu s-a despaunat încă. Asta înseamnă că... Înseamnă că e forță. Și... Haideți să terminăm și platforma ca să termin odată ferma de ferma asta. Stați așa că vreau să verific dacă villagerii ăștia. Oh, ok. Bun, încă sunt aici villagerii ăștia. Perfect. Bă, să fiți cu minți, da, că e bine că nu va ataca zombie. Bun, haideți repede să facem platforma. Avem blocurile la noi, perfect, le avem. Niște fensuri trebuie. Dar de fapt le fac aici fensurile. Stați așa să spar și toată nebunia asta de aici unde m-am ascuns eu de monștri. Să înțelegeți și voi situația actuală. După ce că m-am chinuit să fac eu toată chestia asta, ce credeți? Am mai făcut-o și greșit. Însă, spre fericirea mea, este o greșeală minoră, că, de exemplu, eu trebuia să am toate astea cu un rând mai sus. Pentru că ăștia nu mai au loc acum să se plimbe pe aici, să se sperie cum ar veni. Să alerge pe aici ca nebunii. Trebuie să le sparg un bloc deasupra capului, să mai pun încă un bloc de gles. Bravo, Aline. Ce pot să zic mai mult la atât? Hai, că revenim când repar. Ferma este în sfârșit gata. Bă, deci nu mai este nimic greșit la ea. Am testat-o, uitați-o, din câte vedeți merge. Trebuia ridicată cu un rând mai sus, din câte v-am spus. Și am pus pe acolo, am înlocuit fensurile cu...
cobblestone wall-uri de astea, pentru că celelalte fensurile normale nu luau foc de la lavă. De-aia am pus acolo și sign-uri, pentru că fence gate-ul îmi luase foc. Și am zis că pun de-asta, că pun sign-uri, ok, dar stați așa că ajung puțin mai greu la chest, ceea să vedem, că sunt și eu curios câte avem. 45 de iron. Deci 45 de iron avem. Forță rău de tot. Deci merge ferma asta, e bună, e funcțională, e compactă, e mică, e ușor de făcut, e ce trebuie. Mai ales pentru o serie de genul de one block, e chiar ce trebuie. Însă nu avem lavă, de câte vedeți, lava am pus-o aici și s-a spawnat încă unul. Lava am pus-o aici și nu mai avem la generator acum lavă, dar aia e, dacă vrem să stăm la generator, o luăm de acolo și facem cu schimbul. Și am luminat eu toată insula, deci absolut toată insula, am fost și am pus torțe peste tot, pe aici, până spate, până untru. Mai am să pun pe elicopter, încă n-am pus, dar mi-e stilă să mă urc până acolo, dar în rest am luminat peste tot. Bă, și mie, unde mi-au dispărut iron golemii? Hai că mai avem iron golem. A, doamne, iron golem. Hai că am vorbit și eu. Snowmany. Bun, și din câte vedeți la mine în inventar, am, cred că, nu, stați că mai am nevoie de un fence. Stați să iau un fence. Că știți că v-am zis eu la început, în legătură cu name tag-ul. Păi, ei bine, de un name tag putem să facem rost de la o fermă de pescuit. De la o fermă automată de pești. Că noi suntem pe 1.16.4 și merge ferma automată de pescuit, cred. În fine, chiar dacă merge, chiar dacă nu merge, cred că este o idee bună să ne facem o fermă de genul. Da, știți care e partea nașpa, că eu nu mai am villagerul care îmi dă mending. Deci, băie și fete, credeți-mă că episodul ăsta mi-a dat cele mai mari bătăi de cap. Bă, deci nu cred că mi-a mai dat niciun episod, deci nu cred că am mai filmat nimic care să-mi dea așa bătăi de cap, care să mă enerveze atât de tare, mai ales villagerii ăștia. Deci n-ai cum cu ei, n-ai cum, nu există așa ceva. Bă, uitați-vă unde s-a spawnat iron golem ăsta. Păi tu nu trebuia să te spawnezi aici. Deci acum știm că dacă facem ferma de pescuit undeva aproape, va spawna iron golemul pe fermă. Pe fermă, pe platforma pe care o facem. Deci o să mergem, uite, în direcția asta și o să o facem, uite, aici. Deci fix lângă. Dar nu mai am lemn. Cred că trebuie să tăiem pomul ăla la mare. Cred că trebuie să băgăm toporișca în el. Stați așa să fac. Acum avem iron, pe ce m-am anevat? Stați așa să ne facem și noi unelte de iron și armură. Gata, avem toate uneltele de iron acum, inclusiv armură. Mai tu nu trebuie să te spawnezi aici. În fine, acum stai aici, ce să mai, dar să nu le, dar nu poate să le apăla la bătaie. E bine. Bun, și am făcut aici o platformă mică unde vom face ferma de pescuit. Dar să o facem și noi, măcar simetrică. Să punem și noi ferma asta micuță pe care o facem aici pe jumătate. Deci știu că avem aici nevoie de un chest, aici în spate un hopper. Pac, aici venea oak fence-ul. Ăsta venea aici, perfect, apa curgea în felul următor. Ok, stați așa, să facem cu blocuri normale, să astupăm aici ca să nu curgă apa în void, că nu-mi place. Ok, lăsăm așa. Aici în față venea node blocul, aici pe fence vine ăsta, iar aici trebuie să vină trapdoor-ul. Stați, că pe node block trebuie să vină un slab. Deci vine în felul următor, pac, pac. Și cam asta e ferma. A, am făcut și 16 iron bars, pentru că nu mai știam cum să fac trapdoor-urile astea, am uitat că să fac de 4. Pac! Și gata! Acum avem și o fermă de pescuit. Stați că-mi fac repede și o undiță să vedem dacă funcționează și după voi sta eu AFK off camera acolo. A, apropo, să nu uităm să luminăm, că dacă nu luminăm, nu e bine. Ok, mai am 6-7 torțe, mai punem. Să fie forță. Ok, și ia să vedem. Opa! Ok, noi trebuie să ne punem aici pe chest, țint acolo și îi dăm tare. Da, mă, da, merge. Asta zic. Merge, un pufferfish așa din prima. Bun, deci avem și ferma asta de pescuit. Aici să sperăm că ne va da un name tag. Dacă nu ne va da un name tag, aia, văd că zombiul ăla stă acolo, bine, mersi. Și da, băi și fete, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like și nu se gândește de viitoare. Ceau!